Dragii noștri, din nou la pastila de lectură, campania Școala Părinților Implicați, așa cum vă spuneam și data trecută și dățile anterioare, campania Școala Părinților Implicați vă așteaptă pe site-ul editurii Herald, www.edituraherald.ro, cu foarte multe titluri în ceea ce privește educația copiilor noștri, gestionarea corectă a relației cu aceștia, cum reușim noi ca părinți să dezvoltăm o relație armonioasă și echilibrată cu copiii noștri. Cărțile dedicate acestei campanii Școala Părinților Implicați le puteți găsi atât în colecția de parentaj, dar și în colecția de mindfulness sau chiar în colecția Pas în 2, dacă ar fi să mă refer la un titlu despre care am vorbit zilele trecute, Herbie Hendrix, Dăruiește iubirea care vindecă, despre dialogul Imago. Astăzi, alături de noi, este Iulia Feordeanu, psihoterapeut jungian, instructor Aware Parenting, și vorbim despre o carte publicată în colecția Parentaj, dar care se referă la conceptul de mindfulness. Este vorba despre Mila și John Kabat-Zinn, celebrul John Kabat-Zinn. Mindfulness pentru părinți, când fiecare zi este o binecuvântare, și am să vi-o arăt și la cameră. O carte foarte importantă pentru ceea ce înseamnă conceptul de mindfulness și felul în care acest concept îl putem aplica în viața noastră de zi cu zi, viața cotidiană, atât în relațiile de la job, cât și în relațiile socio-profesionale, în relațiile de cuplu sau în relațiile cu copiii noștri. Un subcapitol intitulat foarte sugestiv și frumos, Discernământ versus Judecată. La începutul acestui subcapitol scrie John Kabat-Zinn: considerăm starea de mindfulness ca fiind starea de conștiință care apare în urma faptului că suntem atenți în clipa prezentă, folosindu-ne intenționalitatea, dar fără a folosi judecata de valoare în beneficiu unei mai mari înțelegeri a propriei naturi și a unei mai profunde înțelepciuni. Iulia, ce înseamnă de fapt mindfulness și ce înseamnă să aplicăm acest concept ca părinți, să fim mindful în relația cu copiii noștri? Și cred că pe lângă partea aceasta de a trăi clipa prezentă și a fi conștienți de această atenție, vin cumva la pachet, aș spune eu, și celelalte ingrediente pentru o relație armonioasă cu copiii: empatia, înțelegerea nevoilor copiilor și mai ales a celor emoționale, dar și, eu știu, o comunicare, o conexiune bună, procesul iertării, iubirea, afecțiunea, un stil de atașament sigur și așa mai departe. Ce înseamnă mindfulness? Mindfulness înseamnă, cred că nu i s-a găsit neapărat un corespondent în limba română, dar mai pe larg, mai extins, ar însemna să putem să avem un observator interior, să ne putem observa mintea din interiorul ei, și se mai spune martor interior acestei părți a psihicului sau a minții, care într-un fel stă deoparte, încearcă să rămână obiectivă și să vadă ce facem noi, ce face mintea noastră moment de moment. E nevoie de practică pentru a dobândi acest martor interior, această stare de mindfulness, și într-adevăr e foarte, foarte important să reușim să trecem dincolo de judecată, dincolo de a atribui o etichetă de bine sau rău fiecărui fapt pe care îl observăm sau pe care îl facem. Să putem să rămânem neutri și doar să vedem cu acest ochi interior ce se întâmplă, fără să conotăm pozitiv sau negativ. E chiar nevoie de practică,
dar e o practică, așa cum spun și autorii, de o viață întreagă, care dă rezultate extraordinare, care merită. E o investiție sigură cumva în bunăstarea noastră și a celor din jurul nostru, această practică. În relația cu copiii, sigur că dacă reușim să nu judecăm, să nu ne judecăm, este minunat, pentru că în felul ăsta am putea să-i ajutăm și pe ei, ne judecându-i și transmitându-le acest mod de a funcționa, luând lucrurile ca ceea ce sunt, fără să le atribuim o valoare pozitivă sau negativă. Și în același timp, dacă suntem mindful, dacă ne observăm și conștientizăm ceea ce facem, putem să ne ajustăm foarte ușor comportamentul la nevoile copiilor. Ce nu este mindfulness, aș putea să spun și așa, să definesc în felul ăsta prin negație, această atitudine a părintelui care știe ce trebuie să facă cu copilul lui, nu e mindfulness. Deci atunci când suntem părinți și ne trezim că știm noi mai bine, nu suntem cu siguranță mindful. Starea de mindfulness aduce după ea o anumită curiozitate și o anumită întrebare, o anumită stare de dubiu cumva, de să vedem ce se întâmplă aici și să vedem despre ce este vorba și ce e nevoie, ce avem nevoie să facem în această situație. Atunci când știm dinainte că trebuie să facem asta, asta și asta cu copilul, suntem mânați de un gen de prejudecăți cumva. Partea aceasta cu, nu știu să spunem, a fi ca părinte a toate știutor, știi, eu am trecut prin ce ai trecut, tu n-ai trecut prin ce am trecut eu și eu știu ce e mai bine pentru tine, gândindu-mă în momentul de față la un alt titlu despre care am vorbit, Alice Miller, Pentru binele tău, totdeauna părintele știe ce e mai bine pentru copilul lui. Mă gândesc că felul în care ne raportăm noi ca părinți chiar și la, sau mai ales la copilul nostru interior, faptul că până la urmă, ca să nu judecăm și să nu criticăm copilul, ar trebui să nu ne judecăm pe noi și să nu avem o atitudine prea aspră, prea criticistă la adresa noastră, să ne punem acea întrebare sau să nu ne punem acea întrebare, oare sunt suficient de bun ca părinte, ca mamă, ca tată? Da, ca să putem să nu ne judecăm copilul, sigur că trebuie întâi să putem să nu ne judecăm pe noi ca părinți, ceea ce este foarte greu, dar nu imposibil. E greu mai ales în cultura noastră, pentru că trăim într-o cultură care judecă foarte mult, poate și din considerente care au fost cândva de natură religioasă, ce e bine, ce e păcat, ce nu e păcat, pur și simplu suntem obișnuiți. Sociale. Exact. Și o anumită obișnuință care nu este sănătoasă, din păcate, de a critica și de a arăta cu degetul spre ce nu e în regulă la ceilalți și mai puțin conștiința asupra faptului că toți suntem într-un proces de devenire și nimeni nu este perfect. Putem să obținem starea aceasta de lipsa judecății față de propria persoană lucrând cu noi. Practica meditației și practica mindfulness ne ajută și, desigur, părerea mea este că ne ajută foarte mult să lucrăm cu un terapeut care nu judecă. Asta cumva creează un cadru în care, dacă tu nu te simți judecat și vezi cât este de bine și cât de propice este un astfel de mediu pentru propria dezvoltare, poate reușești să creezi asta și pentru copilul tău. Și oricât de supărător ar putea suna, și eu sunt părinte și vă spun cu toată convingerea, noi ca părinți nu știm ce este mai bine pentru copiii noștri, pentru că fiecare ființă are un anumit ghid interior, fiecare are o anumită personalitate și un anumit destin eventual și numai persoana în cauză, de exemplu copilul, poate să știe exact ce este bine pentru el. Iar noi ca părinți putem să-l ajutăm
să dezvolte acele aptitudini care să îl ghideze spre binele propriu. Dar, de exemplu, noi am fost copii și adolescenți într-o cu totul altă cultură, în alte vremuri, cu alte norme, chiar era o altă lume. Copiii noștri acum trăiesc într-un totul alt univers. E foarte greu de spus. Dacă judecăm după standardele noastre de acum 20 de ani sau 30 de ani, când am fost noi copii sau adolescenți, ele nu se mai potrivesc. Ce era bine pentru noi atunci, acum e relativ. Sigur că sunt anumite principii universale. Nu e bine să consumi droguri, nu e bine să îți faci rău, desigur, dar copiii noștri trebuie ajutați să găsească binele lor. Și noi nu îl știm. Cumva îl putem descoperi împreună cu copiii noștri când ei îl descoperă. E foarte important, cumva, să avem încredere în busola interioară a copilului și în faptul că ei vor ști ce e bine pentru ei, ce profil de liceu să aleagă, ce liceu să aleagă, ce facultate să aleagă. Astea sunt lucruri pe care noi nu avem cum să le știm în locul copiilor noștri. Dar aici vorbim deja de copii, să spunem, adolescenți, 15-16, care au discernământ, care da. Care au și discernământ, apropo de exact. Titlul da. Subcapitolului de mai devreme. Și cumva trebuie într-adevăr să ne ghidăm după această busolă interioară a copilului și să ne dăm seama că, de fapt, fiind empatici, noi suntem receptivi la aceste nevoi emoționale, că nu întotdeauna binele pe care îl cred eu ca părinte s-ar putea să fie același bine și pentru copil, pentru că fiind ființe unice, s-ar putea ca ceea ce mie îmi place sau ceea ce eu îmi doresc de la viață, copilul să aibă alte criterii, să spunem, dacă mergem pe ideea că valorile de bine, de frumos, de adevăr, care sunt perene și universal valabile, alea rămân în picioare. Dar ce facem cu acei copii? Cred că aici s-ar aplica mai bine rolul de observator atent al părintelui cu copiii care sunt la o anumită vârstă, 6, 7, 8 ani și care poate nu știu exact ce este bine pentru ei. Sigur că atunci când copiii mici, rolul nostru, când copiii sunt mici, rolul nostru de părinte este să avem grijă de ei, să fie în siguranță și cumva trebuie să-i ferim de anumite pericole, în special de cele fizice, și să avem grijă să se dezvolte sănătos emoțional, adică să le răspundem nevoilor emoționale, și asta nu putem face decât observând cu atenție copilul și încercând să ne dăm seama de ce au nevoie în acel moment. În același timp, putem avea încredere, iarăși este ceva ce lipsește multor părinți, putem să avem încredere în copiii noștri, chiar și când sunt mici și nu au încă discernământ, că vor găsi calea, că până în clasa 8-a, de exemplu, că asta e grija multora, ce o să facă la școală, dacă o să intre la un liceu bun și o facultate bună sau nu. De multe ori părinții își fac aceste griji mult prea devreme, pentru că până când copilul crește și ajunge să aibă discernământ și să poată opta pentru un liceu sau o anumită facultate, se dezvoltă în psihicul lui foarte multe aptitudini care îl ajută să ia deciziile potrivite pentru el. Și noi ca părinți putem să eventual să ne ajutăm copiii chiar și când sunt mici, să ia mici decizii singuri potrivite pentru ei ca să-și exerseze această capacitate de a discerne ce e bun, ce mănâncă, cu ce se îmbracă, pe cine invită la ziua lor, pe ce își cheltuie mica sumă de bani pe care au primit-o cadou sau lucruri de genul ăsta. Cumva putem să facem, să-i sprijinim cumva în direcția asta, în același timp rămânând atenți și fiind părinți responsabili, desigur, vis-a-vis de siguranța copiilor noștri, mai ales pe care probabil copiii foarte mici nu le pot cuprinde cu mintea lor. Când fiecare zi este o binecuvântare, un subtitlu foarte, foarte sugestiv, pe scurt,
De ce ai recomanda această carte părinților? Aș recomanda cartea asta părinților care vor să evolueze spiritual, în primul rând. Eu o carte pe care o consider puțin mai avansată cumva în colecția de parentaj, în sensul că nu este doar despre parentaj, este și despre evoluție personală, evoluție spirituală. Și fiecare zi este o binecuvântare ca părinte mindful, pentru că putem să ne luăm copiii drept maestri, asta este sugestia autorilor. Să ne poată ajuta interacțiunea cu copiii noștri să ne dezvoltăm răbdarea, capacitatea de a tolera lucruri neplăcute, incertitudini, cumva toate interacțiunile noastre cu copiii, mai ales cele problematice, cele care ne pun probleme, ne ajută și să ne dezvoltăm, să ne cunoaștem mai bine vulnerabilitățile și de foarte multe ori să ne și vindecăm rănile pe care le avem din propriile noastre copilării, din propriile relații cu părinții noștri. Cum deci este o cale avansată de dezvoltare personală, parentajul mindful. Poate fi, dacă îl îmbrățișăm ca atare. Cum spunea Harvey Hendrix, orice om se vindecă în relații. Se poate vindeca, da. Mulțumesc foarte mult, Iulia. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre o carte admirabilă, cum să fii mindful ca părinte în relația cu copiii, mindfulness pentru părinți, când fiecare zi este o binecuvântare, Mila și John Cabazin în colecția Parentaj a editurii Herald. A fost alături de noi Iulia Feordeanu, psihoterapeut junghian, instructor Aware Parenting. Îi mulțumim mult pentru sfaturile utile, pentru sfaturile acestea oferite părinților. Noi ne dăm întâlnire data viitoare la o nouă ediție a Pastilei de Lectură. Bineînțeles, nu uitați de campania și proiectul Școala Părinților Implicați. Găsiți acolo pe site-ul editurii www.editura-herald.ro multe cărți, atât din colecția Parentaj, dar și din alte colecții precum Psihoterapia, vorbind despre ADHD, Gabor Mate, dar și Herbert Hendrix dăruiește iubirea care vindecă, tot vorbeam puțin mai devreme despre vindecarea în relații, Herbert Hendrix și soția sa, Helen Hunt. Mulțumesc foarte mult, Iulia, noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a Pastilei de Lectură. Până atunci, să aveți o zi binecuvântată și lectură plăcută. La revedere!